Cinci persoane fără adăpost sunt găzduite în această perioadă la centrul destinat lor de la Halânga. Aceștia s-au adăpostit aici ca urmare a vremii nefavorabile și a temperaturilor scăzute. Pe lângă cazare, în timpul nopții, aceștia beneficiază de 3 mese pe zi. Ei sunt aduși la adăpost de polițiștii locali și de echipajele Serviciului Județean de Ambulanță. Persoanele fără adăpost din Drobeta, Turnul Severin au găsit unde să se refugieze de vremea rea. La adăpostul de la Halânga se află la această oră 5 persoane. Aici au găsit căldură și un pat unde să se odihnească. De asemenea, beneficiază de 3 mese pe zi. Noi l-aveam deja pregătit. Temperaturile încă nu erau cele specificate pentru a putea deschide, dar am zis că este mai bine ca dumnealor să aibă un sprijin din partea primăriei. Până acum, de la data deschiderii, s-au perindat în adăpost, cred că în jur de 9 persoane. La momentul actual sunt 5 stabile care vin seară de seară și se cazează aici. Ei beneficiază de hrană constând într-o masă caldă la prânz, mic dejun și cină, hrană rece prin grija direcției de asistență socială a primăriei. Pe timpul verii, aceștia se adăpostesc în scări de bloc, în clădiri dezafectate și chiar în autogări și gări. Decât în stradă, mai bine aici, da? Vedeți că primăria are grijă de dumneavoastră și noi încercăm să în fiecare an să vă asigurăm minimum de condiții. Chiar pentru... m-a luat efectiv din stradă, mai concret din gară. Așa se întâmplă, din gară unde vă găsesc colegii de la poliția locală, serviciul de ambulanță sau uniform, chiar și cetățenii municipiului, dacă ne anunță, noi intervenim imediat. Avem tot ce ne trebuie aici. Unde stăteați înainte? Cum vă descurcați înainte? Sincer, la un bloc, în scara unui bloc stăteam. Sincer, nu mă feresc ca să iei. Cum a venit frigul, n-ați mai avut cum să stați în scări? Nu, și m-am dus pe la gară. La gară a venit cineva, doi bărbați, și de aici, sigur, de aici sunt, nu mai cunosc. Și a venit doi bărbați cu mașina, urcați că vă ducem noi într-un loc bun. Adăpostul de la Halânga este deschis pe toată perioada sezonului rece.